Vă mulțumesc. Un spital a fost lăsat fără telefonie fixă după ce hoții au furat un cablu de telecomunicații. Potrivit polițiștilor, hoții au furat cablurile direct din rețeaua de canalizare din zona spitalului și au fugit. Polițiștii încă îi caută. Gabi Vlad, colegul meu, vine cu toate informațiile. Gabi, ce soluție a găsit managerul spitalului pentru ca medicii să-și poată continua activitatea și ce se întâmplă acum acolo? Gabi, cred că sunt ceva probleme cu sunetul. Ne întoarcem la tine. Care sunt datele în momentul acesta? Cum s-au descurcat medicii și de ce durează atât de mult căutările? Ce spun polițiștii? Da, bun găsit. Persoane încă neidentificate au pătruns printr-un cămin de vizitare al canalizării din apropierea Spitalului de Urgență din Brăila, de unde au smuls aceste cabluri de telefonie, lăsând fără semnal ambele corpuri, și corpul A și corpul B. Poliția a fost anunțată de către un lucrător de la compania de telefonie. Cercetările au fost demarate. Cum s-au descurcat medicii? Corpul A a fost rebranșat la scurt timp de la această infracțiune, fiind aproape de căsuța tehnică și conectarea s-a făcut rapid. Probleme mai mari au fost pentru corpul B, a durat câteva zile, timp în care administrația spitalului a dat telefoane mobile pentru fiecare secție din corpul B, astfel încât aparținătorii au putut să țină legătura cu cei internați în spital. Poliția are un grup de suspecți, continuă cercetările, iar noi vom reveni pe măsură ce acestea avansează și poate îi și identifică pe cei care au lăsat Spitalul de Urgență din Brăila fără semnal. Mulțumesc.